Jacqueline Cristian a stat mai bine de 4 ore cu ochii deschiși ca să vadă cum e operată la genunchi. Ea trage tare să se recupereze până în august pentru US Open. De la Roland Garros și Wimbledon și-a luat adio. Jacqueline n-a vrut să doarmă în timpul operației la genunchi. Am stat 4 ore jumate trează să văd toată operația, da, am văzut absolut tot. Super tare, am făcut anatomie cu el, am învățat ceva. Acum jucătoarea aflată pe 69 în lume transpiră din greu la sală ca să se recupereze mai repede. Ea s-a accidentat în februarie la Doha. Și bravo. Și o halteră de 30 de kg. Omul care îi face bine și pe fotbaliștii de la FCSB o ajută. Am început 4-5 ore pe zi, în fiecare zi. Foarte umflat, era tot timpul super cald genunchiul, puteai să arunci un ou fier pe el că era acolo. În mai, Jacqueline se va întoarce pe teren la antrenamente, iar în august speră să fie gata de US Open. Îi e dor de turnee. Tot ce îmi doresc e să ajung acolo să mă bucur iar de tenis. Când mă uit, îți dai seama, mă gândesc, mamă, știu cum e acolo, restaurantul acolo, mâncam niște paste bune, făceam nu știu ce.